Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ZF Esențial în Business. Piața muncii traversează o serie de schimbări importante, iar companiile își transformă și modul în care evaluează performanța angajaților. Companii precum Adobe, Accenture sau General Electric au fost printre primele care anunțau acum câțiva ani că renunță la procesele clasice de management al performanței, iar de atunci managementul performanței a trecut printr-o celebră revoluție. Un nou model se remarcă, managementul performanței continuu. Ce presupune acest nou model? Stăm de vorbă pe această temă cu Claudia Stan, Senior Manager People Services în cadrul KPMG. Bună ziua, bine ați venit la ZF Esențial în Business. Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Ce înseamnă managementul continuu al performanței angajaților? O să merg câțiva ani mai înapoi. Înainte de a vă spune ce înseamnă managementul continuu al performanței, managementul performanței este de fapt unul dintre cele mai cunoscute procese organizaționale, dar și unul dintre cele mai criticate și contestate procese. Este unul din acele procese care este administrat de departamentele de resurse umane, are la bază celebrul sistem de evaluare a performanței și este de obicei corelat și cu alte procese de management al oamenilor. De exemplu, procesul de compensații și beneficii, atunci când remunerația oamenilor este corelată cu performanța lor, sau cu procesul de formare, procesul de dezvoltare a carierei, promovările oamenilor. Timp de 10 de ani de zile, undeva peste 50 de ani de zile, organizațiile din întreaga lume și-au gestionat acest proces în același fel. Angajații primeau obiective la început de an de obicei, iar la final de an exista acea etapă celebră a evaluării performanței. În acea etapă, de cele mai multe ori avea loc și o întâlnire între manager și subordonat, în care se discuta performanța omului de peste an. Angajatul primea feedback, putea să-și spună propriul punct de vedere, primea un calificativ de performanță, eventual erau identificate anumite nevoi de dezvoltare. Deci cumva întregul proces se învârtea în jurul acestei întâlniri anuale și culmina cu acest calificativ de performanță, de care, ideal, se legau și alte decizii de management al oamenilor. Spuneam, compensarea omului, da, poate primea o mărire salariară, poate primea un bonus de performanță sau o promovare. Bun. Sau o stagnare a salariului. Sau o stagnare, da. Nu întotdeauna promovăm în fiecare an și e absolut firesc și normal să se întâmple așa. Ce se întâmplă undeva în jurul anilor 2012? Companii mari, așa cum ați spus și dumneavoastră, precum Adobe, Microsoft, General Electric, anunță că au decis să renunțe la acest sistem clasic, la acest proces clasic și să-l înlocuiască cu niște abordări mai flexibile, care aveau în general la bază ideea de feedback continuu. De atunci, din ce în ce mai multe organizații iau astfel de decizii, decid practic să-și revizuiască procesul de management, ceea ce face specialiștii să denumească mișcarea, așa cum ați spus, revoluția managementului performanței. Bun, a urmat o fază de experimentare în care mai multe modele au fost încercate, mai multe abordări. Au fost organizații care au decis, de exemplu, să renunțe total la acel calificativ de performanță. Altele au făcut schimbări mai puțin dramatice. Dar, în esență, între toate aceste încercări și modele, sunt câteva principii comune care se regăsesc la mai multe companii și astfel se remarcă acest nou model pe care îl numim managementul continuu al performanței. Ce este el de fapt? Este managementul performanței care se desfășoară pe tot parcursul anului, în mod continuu, spre deosebire de procesul clasic, tradițional, care se învârtea, cum spuneam, în jurul acelei întâlniri, acelei evaluări anuale. Are, bineînțeles, o serie de elemente comune pe lângă ideea de continuitate, acestea fiind, stabilirea de obiective pe termene mai scurte, întâlniri regulate de monitorizare, de discutare a obiectivelor, acest feedback continuu de care am mai spus și, bineînțeles, un rol mai important acordat managerului în dezvoltarea angajaților și în susținerea performanței acestora. Să revenim un pic la scopul pentru care s-a creat acest sistem de management al performanței. Se dorea, de fapt, o egalizare
un tratament egal pentru toți angajații. Se doreau mai multe lucruri. Au fost multe critici care s-au adus, de fapt, acestui proces și critici care au început nu din 2012, ci cu mulți ani înainte. Interesant este că, fiind un proces atât de important, da, și care stă la baza multor decizii care țin de oameni, era un proces care era contestat de foarte mulți dintre cei implicați, nu numai de angajați, ci și de managerii lor, de top management, chiar și de departamentele de HR, care, de resurse umane care îl administrau. Bun, ce îi se reproșa de fapt? Sunt multe lucruri, o să vorbesc despre câteva dintre ele. Pe de o parte, impactul pe care îl avea asupra motivării oamenilor era unul dintre lucrurile care atrăgea atenția organizațiilor. Pentru că, în esență, practicile acestea de management al performanței, în care ne întâlnim o dată pe an cu oamenii noștri și le dăm feedback cu privire la ce au făcut acum 5, 6, 7 luni, nu numai că nu motivau, da? Nu numai că nu generau motivarea și performanța, ci dimpotrivă duceau la demotivarea lor. Ori, fiind un proces atât de important, potențialul pe care l-avea acest proces de a influența decizia unui angajat de a rămâne sau a pleca dintr-o organizație era extrem de mare și, în urmare, era unul dintre primele procese la care organizațiile și-au dorit să umple în context de transformare care se întâmplă acum în jurul lumii. Și cum se întâmpla, practic, șeful, nu? Și nota pe parcursul anului că tu, Claudia, în luna februarie, pe data de 15, ai greșit în contractul pe care l-am avut cu clientul X. În realitate, astea sunt situațiile fericite în care cineva își nota. În realitate, însă, ce se întâmpla foarte des în organizații era că la momentul evaluării anuale, atât managerul cât și angajatul își luau un timp și încercau să se pregătească pentru momentul și discuția de evaluare anuală, unde de obicei se discuta pe baza acestor obiective de care vorbeam sau pe baza unui set de criterii de performanță sau un set de competențe și fiecare dintre cele două părți se pregătea încercând să-și aducă aminte sau să caute date în sistemele informatice ale organizației ca să justifice acel calificativ. Evident, scopul părea să fie producerea acestui calificativ, de care apoi se legau diverse decizii de remunerare sau de promovare. Nu mai este suficient în zilele noastre, mai ales în contextul în care avem, iată, tinerele generații care sunt majoritare acum la locul de muncă. Acestea își doresc feedback în timp real, da? Poate nu instant, dar nu peste 5, 6, 3 luni, ci la un moment în care să poată să facă ceva cu acest feedback, da? Să acționeze și să schimbe ceva ca urmare a acestui feedback. Și au timp șefii generațiilor tinere de angajați să le ofere feedback în fiecare zi? Spre deosebire de acea întâlnire anuală în care stăteam și ne uitam la tot setul de competențe sau la toate obiectivele pe care un angajat trebuia să-l îndeplinească într-un an de zile și care era un proces care, într-adevăr, lua extrem de mult timp, o altă critică adusă managementului tradițional, feedback-ul continuu, feedback-ul în timp real, nu trebuie să se uită la întregul set de criterii, observăm ceva, discutăm cu angajatul nostru la momentul respectiv ca să putem să corectăm poate o arie care necesită corectare sau dacă sunt lucruri pe care le-a făcut bine, le discutăm atunci ca să repetăm acest comportament și în viitor. Deci cumva toată sfera aceasta de motivare e o sferă extrem de importantă pentru acest proces și de altfel s-a și demonstrat, există cercetări care arată că acele organizații care au introdus feedback-ul continuu au rezultate mai bune la indicatori precum fluctuația de personal, creșterea motivării angajaților. Cum a devenit subiectul managementului continuu al performanței subiect de interes pentru KPMG, firmă de audit și consultanță? Firma de audit și consultanță, una dintre ariile de care ne preocupăm este inclusiv managementul performanței. Nu este ceva nou pentru noi. Ce este nou pentru noi este cumva
Discuția aceasta în contextul tehnologiei care ajută procesele de resurse umane și în special procesul de management al performanței. Așa cum spuneam, sunt multe motive pentru care vechile procese au fost criticate, retenția e unul dintre ele, altul și mai important pentru top managementul organizației este, de exemplu, impactul pe care procesul în sine îl are asupra performanței. Practici slabe de management al performanței poate să aibă un impact negativ și nu numai să nu ducă la creșterea performanței, ci chiar să scadă. Imaginați-vă acel angajat care primește la final de an un calificativ slab de performanță sau un feedback că acum 5 luni, 6 luni a făcut ceva greșit. Reacția cea mai comună, cea mai des întâlnită și așteptată este una de fapt defensivă, da? Care nu numai că nu duce la creșterea performanței, ci dimpotrivă poate să ducă la scăderea ei. Pe de altă parte, și un feedback pozitiv, dacă e dat odată pe an, e greu să ne așteptăm ca acest feedback pozitiv sau calificativ bun de performanță să ducă automat la creșterea performanței sau la repetarea performanței din anul respectiv. Prin urmare, impactul nu era deloc cel pe care și l-ar fi dorit organizațiile și putea să fie chiar un impact negativ. Și dacă un feedback pozitiv aduce o creștere salarială de 5%, are poate avea efect demotivant pentru angajat, câte vreme colegul său de departament a primit 15% în plus. E o altă, într-adevăr, un alt motiv pentru care procesul e criticat, pe lângă, ok, faptul că e un proces foarte birocratic și greoi și concentrat pe acest calificativ care poate duce la niște decizii foarte de importante. De la cât e creșterea salarială? Depinde foarte tare de organizații și de grilele pe care le au, de bugetele pe care le au în acel an. Nu există niște standarde absolute și depinde de ele. Dar interesant este ceea ce ai menționat și anume critica care este adusă că evaluarea este de fapt subiectivă, deseori subiectivă, dar nu e alb și negru, sunt multe nuanțe de gri la mijloc. Având un singur manager care poate să decidă acest calificativ, o singură persoană, oricât de pregătită, oricât de mult ar investi o organizație în trainingul lui, e vorba de o persoană care poate să aibă o imagine mai aproape de realitate sau poate mai ceva mai subiectivă. Faptul că avem întâlniri regulate, că avem feedback regulat pe care îl și documentăm într-un sistem, îl ajută pe acest manager să ia o decizie ceva mai obiectivă la momentul la care pune în sfârșit acest calificativ de performanță, fie că e la final de an sau peste 3 luni sau 6 luni, în funcție de cum decid organizațiile să-și rafineze procesele de management al performanței. Pe CEO unei companii cine le evaluează? Poate să fie o evaluare de la grup, poate să fie un sistem de tip feedback de 360 de grade, care este din ce în ce mai des întâlnit. Ce înseamnă mai exact? Este unul din principiile abordate și de acest nou proces al managementului continuu. Feedback-ul 360 este procesul în care un angajat primește feedback, nu numai de la managerul direct, de la superiorul ierarhic direct, ci și de la colegi, de la poate alți manageri cu care interacționează sau de la subordonați de-ai săi sau chiar și din afara organizației, poți fi parteneri, poți fi clienți care primesc feedback, care acordă feedback. Cumva toate aceste mesaje, da, formează, sunt parte din calificativul final. Dar sunt organizații, clienți de-ai noștri, în care CEO-ul nu este evaluat de nimeni, cel puțin nu este evaluat formal în sistemul acesta. Sigur că trebuie să dea și el socoteală, fie către AGA, fie către, știu eu, acționari sau alte părți interesate. Teoria de HR, nu? Sunt diverse studii care arată că într-o companie cam 15-20% dintre angajați sunt inutili. Compania merge mai departe cu sau fără ei. Cum le evaluezi performanța lor dacă ei nu sunt neapărat angajați, încadrați ca fiind performanți? Nu, inutil e un cuvânt foarte dur, dar într-adevăr ceea ce se întâmpla în aceste sisteme clasice de management al performanței era că la momentul la care se acordau calificativele, da, managerii, fiecare manager acorda calificative de evaluare, urma o altă etapă, acea celebră etapă de calibrare a calificativelor, în care erau organizații care pur și simplu aplicau aceste procente și spuneau trebuie să avem 5% care să fie top
performer, așa numiți, da, cei mai buni performeri din organizație. Trebuie să avem 10-5%, 15% cei care au nevoie de dezvoltare, toți ceilalți la mijloc. Era curba lui Gauss, acea celebră curba lui Gauss, care a creat extrem de multe nemulțumiri, pentru că în realitate nu așa funcționează, da, oamenii, nu așa funcționează performanța, nu așa funcționează competențele oamenilor. Și a fost unul din primele lucruri la care companiile au renunțat, dar la această calibrare, ulterior, așa cum am spus, unii au renunțat total la calificative și au decis să înlocuiască cu feedback continuu sau cu o mai bună colaborare, o mai mare apropiere între manager și angajat. Unii ulterior au decis să aducă înapoi calificativele pentru că părea că e prea multă flexibilitate și era greu să ia anumite decizii, precum cele de compensare sau de promovare sau din sfera managementului talentului. Care sunt cele mai frecvente teme de feedback? Depinde foarte tare de acel sistem de competențe de care spuneam sau de obiectivele pe care le au oamenii de îndeplinit. O temă oarecum întâlnită în orice organizații, de exemplu, este zona, sfera leadership-ului, da? Abilități din zona aceasta de management al oamenilor, gândire strategică, iarăși abilități din sfera comunicării, fie că e vorba de comunicare scrisă, prezentare. Din ce în ce mai des, una din competențele pe care o regăsim în modelele de competențe ale organizațiilor e zona de inovație, gândirea aceasta out of the box, de care iarăși vorbim foarte des în ultima vreme. Sigur, zona de relație cu clientul, da? Experiența de customer experience, de care se vorbește foarte des, a intrat și în procesele de management al oamenilor și orientarea către client e o zonă foarte urmărită și în funcție de specificul fiecărei organizații se definește practic ce e important pentru ele, ce trebuie urmărit, ce trebuie monitorizat, ce trebuie dezvoltat la oameni, pentru că în esență asta este unul dintre lucrurile foarte importante în managementul continuu al performanței. Ok, stabilim obiective, clarificăm care sunt așteptările de la angajații noștri, dar nu îi lăsăm un an de zile și la final de an ne întâlnim cu ei și le spunem că n-au ajuns acolo unde trebuie, ci ne întâlnim în mod frecvent, discutăm, monitorizăm să vedem ce s-a întâmplat și mai ales îi susținem, îi ajutăm să-și atingă aceste obiective. Ceea ce evident conduce și la dezvoltarea competențelor lor și la o mai bună performanță până la urmă, atât personală, individuală, cât și la nivelul întregii organizații. Știu că cel puțin în perioada crizei aceste sisteme de evaluare a performanței angajaților erau folosite pentru a tria angajații. Adică după un proces de evaluare a performanței angajaților, o parte erau dați afară. Oamenii asociau acea perioadă din an cu o perioadă de restructurări. Mai este cazul să vorbim despre asta acum? E foarte greu să faci asta. Conform legislației din România, e foarte greu să dovedești non-performanța, lipsa de performanță, chiar și atunci când aceasta există, pentru că se întâmplă. Da? Pe de altă parte, există companii care știu eu sunt într-o etapă de restructurare sau există o fuziune, o achiziție, care folosesc date pe care le extrag din evaluarea performanței pentru a face această selecție a celor care rămân sau a celor care pleacă. Ce se întâmplă însă nu este singurul tip de informație pe care o folosesc, aduc și alte metode. Nu știu, că e vorba de un centru de evaluare, că e vorba de alte metode de selecție, dar e foarte greu să folosești doar acel calificativ, mai ales că în multe situații, din experiența noastră, intri într-o organizație și te uiți la final de an la care sunt calificativele acordate și vezi că mare parte dintre angajați au de fapt calificative la așteptări sau chiar peste așteptări. Atunci e foarte greu dacă ai 70%, 80% dintre angajați, cel puțin care au un astfel de calificativ, e greu să folosești această informație ca să decizi cine pleacă și cine stă. Nu este suficient. Cum se stabilesc obiectivele de performanță pe departamente? Știu că li se reproșează foarte mult oamenilor de vânzări, ei care au și targete de vânzări destul de tot mai ridicate de la an la an,
li se reproșează faptul că, indiferent că își fac, că nu își fac targetul, ei își iau niște bonusuri mult mai consistente decât cei din zona de producție, de exemplu, care fac produsul sau oferă serviciul, dar care nu au acest bonus de vânzări. Cine stabilește obiectivele de performanță într-o companie? Iar răspunsul va fi depinde, depinde foarte tare de specificul organizației. Principiul este, a fost întotdeauna și continuă să fie într-o oarecare măsură, că obiectivele trebuie să fie cascadate, da? De la nivelul obiectivelor organizaționale le cascadăm mai departe la nivel de departament, iar acestea le cascadează la nivel de rol. Evident că pentru vânzări, poate că din afara departamentelor de vânzări pare o imagine destul de idilică, pentru că acești reprezentanți ai departamentelor au un bonus specific, da, sau comisioane de vânzare. Pe de altă parte, ei au și aceste targeturi impuse, da, aceste obiective de vânzare pe care trebuie să le realizeze. Și, practic, acest comision reprezintă o parte din pachetul lor de remunerare, o parte care este variabilă și care depinde de ce fac într-o anumită lună sau într-o anumită perioadă. Dacă își ating acel obiectiv, acel target, primesc comisionul, dacă nu, nu. Ceea ce, până la urmă, le influențează acel pachet care, la momentul ofertei și angajării, pare că e garantat. În realitate, nu e. Este vorba de remunerație variabilă care depinde de ce fac ei. Pe când cei din departamentele, poate, de producție sau un departament suport, resursele umane, că tot am vorbit, nu au, poate, această componentă variabilă, ceea ce înseamnă că, ok, le lipsește un comision, dar, în esență, pachetul de remunerare, până la urmă, lor le este mai mult sau puțin, sau mai puțin garantat la final de lună. Cât de bine înțeleg directorii de resurse umane din companiile din România această nevoie de feedback continuu, de îmbunătățirea proceselor de management al performanței? Există și în România o tendință clară de a revizui, de a transforma procesele de management al performanței și, interesant, nu doar din partea companiilor mari, multinaționale, poate de multe ori, care ne-am gândit că au practici ceva mai sofisticate de management al oamenilor sau care ar fi preluat o direcție de la grup. Astfel de decizii de a revizui și de a umbla la managementul performanței le iau și companiile mai mici, care au înțeles practic că au un instrument foarte bun și de a motiva oamenii, de a dezvolta oamenii cu ajutorul lui și de a-i ajuta să-și atingă acele obiective și practic de a crea performanță în organizație. O să vă dau un exemplu. Vorbeam recent cu o companie din domeniul IT, care ne spunea că practic și-au revizuit procesul acum 3 ani pentru că nu mai puteau funcționa în vechiul model, ținând cont de faptul în care ei sunt organizați și în care lucrează. Oamenii lor se întâlnesc oricum în mod frecvent, stabilesc obiective pe proiecte, au această abordare agilă de care iar se vorbește destul de des în mediul de business. Prin urmare, au nevoie ca și managementul performanței să respecte aceste principii de agilitate. Da? Nu pot aștepta un an de zile un feedback și un calificativ de performanță, trebuie să vină la timp, da? Ca să poată să facă ceva cu el. Mai e un lucru interesant. Vorbeam de tânăra generație care are această așteptare de feedback continuu, da? De mai multă flexibilitate. În companii de acest gen, unde avem majoritar reprezentanții ai tinerei generații, dacă nu au modele de tipul ăsta flexibile, simple, ușor de folosit, sau sisteme IT în zona de management al performanței care să fie ușor de folosit, pur și simplu nu le adoptă. Pur și simplu oamenii lor nu realizează această evaluare a performanței anuale, oricât ar încerca organizația să le ceară și să le impună să facă acest pas, care este o cerință în multe organizații. La o organizație mare, în cât timp se poate face trecerea de la un sistem de evaluare anual la unul continuu? Dacă e vorba de sistemul IT, se poate face extrem de rapid, pentru că acum sunt din ce în ce mai populare sistemele acestea, aplicațiile de tip cloud,
care sunt foarte ușor de implementat și foarte ușor de personalizat și de adoptat de către organizații, ceea ce le face și foarte atractive. Practic câștigăm popularitate raportat la vechile sisteme care nu se adaptează cu greu cerințelor de simplitate și de flexibilitate. De altă parte, organizațiile trebuie să realizeze și realizează, își dau seama de asta, că e vorba și de o schimbare culturală și atunci, în realitate, poți să treci la un astfel de sistem de pe o lună pe alta, dar ai nevoie de un efort de adaptare, da? de gestionare a schimbării, pentru ca oamenii să se obișnuiască cu noul model. De aceea, în România, pentru că m-ați întrebat, spuneam, sunt unele organizații care înțeleg că trebuie să facă asta și au început să o facă. La fel ca și la nivel global, unii fac schimbări mai mari, alții punctuale, îmbunătățiri punctuale, de exemplu, aduc feedback-ul continuu, dar nu leagă de calificativul de performanță și îl lasă exclusiv în zona de dezvoltare. Dar mai mult decât a lua aceste decizii, e important ca oamenii să fie pregătiți și până la urmă văd destul de ușor, spun eu, beneficiul schimbărilor, pentru că până la urmă, cum spuneam, toată revoluția asta și toată ideea de schimbare cumva a plecat de la oameni, da? De la faptul că ei înșiși le considerau ineficiente, pornind de la manageri, angajați, resurse umane, până la oricine altcineva din această organizație. Există studii care arată că noile metode de evaluare, acest management continu al performanței, are impact direct în rezultatele financiare ale companiei? Abordarea aceasta este relativ nouă dacă o comparăm cu managementul tradițional. Are, nu știu, 5-7 ani aproximativ, comparativ cu fratele mai mare, managementul clasic al performanței, care are peste 50 de ani. Prin urmare, există bucăți de studii și mai mult decât atât, există rezultate raportate de cei care au adoptat astfel de practici, rezultate care sunt foarte interesante, pornind de la creșterea motivării de care vorbeam, ceea ce influențează direct ratele de fluctuație de personal. Un exemplu fiind Adobe, pe care am mai menționat-o, una dintre primele companii care a adoptat acest model și care în primii 2-3 ani de la implementare a cunoscut rate de 30% mai bune în zona de fluctuație. Deci, practic, au avut cu 30% mai puține plecări din organizație. Plecarea unui angajat din organizație poate să fie extrem de dureroasă pentru această organizație și poate să coste mulți bani, da? Sunt niște cifre vehiculate, până găsești pe cineva, până îl formezi, până îl adaptezi la organizația respectivă, organizația de fapt pierde bani. Ar putea funcționa un astfel de sistem în organizații cum sunt cele din retail, care au cea mai mare fluctuație de personal din România în acest moment, de 40%, am auzit și de 70%, companii cu mii de angajați, cărora le pleacă... Sigur, până la urmă, principiile sunt cele de care vorbeam. E vorba, în esență, de o mai mare apropiere între manager și angajat, ceea ce poate duce la creșterea motivărilor. Da? Pentru că managerul și angajatul este în permanent contact cu managerului, se raportează, înțelege și se raportează foarte concret la așteptările acestuia, la prioritățile agreate, înțelege unde trebuie să intervină, asta este o parte a poveștii. Pe de altă parte, cu acest nou model, managerul este și el mult mai apropiat de angajat, poate să vadă unde are nevoie de ajutor, unde trebuie să intervină și poate să-l ajute să rezolve anumite probleme pe care le are. Până la urmă, e vorba de colaborare și de dialog, de cultură, de motivare a angajatului și cu siguranță companiile care au rate mari de fluctuație de personal ar trebui să se uite la astfel de idei. Când ai o fluctuație de personal de 40-50% pe an, ai greșit la evaluare sau la recrutare? Păi, ai greșit și poți să greșești și la evaluare și la recrutare. Sigur că decizia de selecție este foarte importantă, dar modelul de business de multe ori așa funcționează. Nu există o companie care face ceva mai rău decât altele. Sunt toate companiile din sectorul respectiv care au cumva rate de genul ăsta. Poate să nu fie vorba de greșeli, poate să fie de lipsuri, să le spunem, lucruri la care companiile nu se uită cu suficientă atenție.
zona aceasta de feedback poate fi una dintre ele și poate ajuta în aceste situații cu siguranță. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune. Aceasta a fost emisiunea ZF Esențial în Business de astăzi. Ne revedem în curând!